let's fly, Anthony. Fly! You wanna fly? Let's fly! Yankee Romeo 5630. Yankee Romeo 5630, read by correct. The QNH is 1021 hectopascals. The Dizmir area is free of traffic now. Wind is variable 2 knots and advise when ready for departure. Variable 2 knots with 1021 QNH and I am ready for departure. Yankee Romeo 5630. Yankee Romeo 5630, roger. Proceed for departure and report airborne. Clear for departure, reporting when airborne. Yankee Romeo 5630. Am montat și camera exterioară și deja de la 5500 de picioare în sus sunt noi. Detaliile sunt prea vagi pentru filmare de sus. Revin la 4500 de picioare, acum ne apropiem de Delta Charlie 5, care este Cojocna. Acum undeva în zare se văd deja lacurile de la Zau de Câmpie, care sunt un foarte, foarte bun reper vizual, pentru că în zborul la vedere trebuie să te bizui în totalitate pe reperele vizuale, nu foarte mult, și atunci e foarte bine să, în planificarea zborului, să identifici forme de relief, nu știu, construcții majore, cum ar fi o autostradă, un pod mare, lacuri, brâuri, orice altceva, dealuri, anumite forme de relief mai importante pe care le poți recunoaște ușor de sus, pentru că alminteri este foarte dificil. Acum lucrurile sunt destul de simple. La plecarea de pe Dezmir, după ce am urcat 3000 de picioare și înainte de asta, se văd deja antenele de la Cojocna, care este Delta Charlie 5, punctul de ieșire și de urcare în zona Napoc Approach. Pe urmă, foarte curând deja se văd lacurile de la Zau de Câmpie pe care le intersectăm. După ce voi trece de ele, nu la multă vreme, va fi deja ușor de identificat fumul de la Zomureș, care este un reper extraordinar de bun, pentru că pe traiectul la Zomureș, undeva la stânga, este și aerodromul. Așadar, practic, de fapt, latura de bază, adică latura pe care va efectua coborârea aterului de pistă de la 2500 de picioare înspre aterizare, va fi exact înspre Azomureș, după care 90 de grade și voi ateriza pe pista 05, dacă aceasta este pista în serviciu. Așadar, chiar acum ne apropiem de lacurile de la Zau de Câmpie, în curând vom fi chiar deasupra lor. Traiectul în ele sunt așa oarecum a formă de L și traiectul meu este acum exact prin punctul de intersecție a laturilor lungi cu latura scurtă a acelui L, forma de lacuri. În continuare suntem la 4000, am coborât puțin 4450, vor urca înapoi la 4500 de picioare și continuăm drumul înspre Mureș. Deja suntem deasupra lacului de la Zau de Câmpie și exact în față
Cam pe trec 110 aproximativ văd deja Azu Mureșul, care este un reper extraordinar de bun pentru navigație. Napa approach Yankermail 5630, request descending to 3000 feet. 5630, are clear to descend to 3000 by QNH 1022. Clear to descend to 3000 feet by QNH 1022, Yankermail 5630. Tango Whiskey Alpha, să mă informați, vă rog, ce intenționați. Cei de la turnul Sibiu vă primesc în CTR, puteți face, în afară de touch and go, orice zbor în zonă. Confirmă, Yankee Whiskey Alpha, luăm o decizie, mă dați și vă informăm, mulțumesc. Dar deja am azi Mureșul în față și am solicitat coborârea la 3000 de picioare pentru că sunt foarte, foarte sus și deja ne apropiem de aerodrom. Vom fi în limita CTR-ului, vom vedea dacă voi primi instrucțiuni să contacte CTR-ul Mureș sau direct aeroclubul. Yankee Romeo 5630 in 2 miles leaving control airspace, radar services terminated, contact Targu Mureș 119-180, bye. 119-180, thank you very much, goodbye, Yankee Romeo 5630. Mures Tower, Yankee Romeo 5630, good morning. Yankee Romeo 5630, Targu Mureș Tower, good morning. Mures Tower, I'm currently about 2 miles north of your controlled airspace en route from Desmir Cluj to Mureșen airfield. Request entering controlled airspace with Squawk 6762, Yankee Romeo 5630. Yankee Romeo 5630, Roger, clear to enter CTR, QNH 1022 and report at Aeroclub. Clear to enter the CTR with QNH 1022, Yankee Romeo 5630. Mures Tower, Yankee Romeo 5630, I have the airfield. Could you confirm if there's any activity in the aircraft? Thank you, 5630. Thank you, 5630. From our information, we don't know if it is any activity at aircraft, and please give us a call after landing. I will call you after landing. Yankee Romeo 5630. Așadar, nu este nimeni la aeroclub, deci nu este activitate. Exact în față este Azu Mureșul, acolo este trenul de aterizare. Aveam 1800 de picioare în coborâre. Voi vira 90 de grade aici la cotul Mureșului pentru aliniere cu pista 05.